Da, cum s-a terminat vacanța, s-a și sfârșit norocul pentru Delia. Artista se confruntă cu o nouă problemă de sănătate, iar acest lucru a necăjit-o teribil. Haideți să vedem și noi ce a pățit blondina. Fata mea, de ce-mi faci rău? Cu tine mă simt titanic. Nu te plac pentru popou, poate să fie el balcanic. Vacanța de vis s-a încheiat, iar la întoarcerea în țară, Delia s-a lovit de o problemă de sănătate. Vedeta a explicat pe una dintre rețelele de socializare că a făcut o iritație la ochi. Se poate vedea și într-una dintre fotografiile pe care vedeta le-a postat recent faptul că artista are ochiul roșu înlăcrimat. Proaspăt întoarsă în țară, după vacanța petrecută în Grecia, artista a pornit din nou la drum. Nici nu a apucat să-și desfacă bagajele că a plecat într-o nouă expediție, de data aceasta pe plaiuri mioritice. Blondina a luat avionul spre Timișoara, acolo unde a susținut un concert. Cu siguranță frumoasa artistă se va trata și va trece peste acest mic obstacol. Toată lumea știe că Delia iubește să cânte și să fie pe scenă, însă în afara acestei pasiuni mai are una, la fel de mare. Călătoriile. Cea mai recentă destinație a vedetei și a soțului ei a fost Mykonos, Grecia. Ea și Răzvan au ales un hotel de lux. O singură noapte petrecută în resortul în care s-au cazat cei doi costă peste 1000 de euro. Doar pentru noi, un cer, un răsărit, o pădure la doi. Zilele de luni și până joi le-am lăsat pe altă dată. Plajă, soare, ape cristaline, peisaje de vis. Cam acestea au fost lucrurile de care s-a putut bucura artista în vacanța petrecută în Grecia. Delia este cu siguranță campioana vacanțelor scumpe.